Aloha, prieteni! Eu sunt Tsunami și astăzi este sâmbătă, este 1 aprilie, ziua păcălelor, dar cu toate astea am pregătit câteva știri adevărate despre această industrie, câteva știri foarte interesante despre piața cripto, dar ca să facem videoul mai interesant, am inclus și o știre care nu este adevărată, o păcăleală să zic așa, și vă voi lăsa pe voi să descoperiți care este această știre. De asemenea, dacă vă place acest tip de conținut, nu uitați să apăsați butonul de like și chiar să vă abonați și găsiți în descriere și canalul meu de Telegram unde am postat prima păcăleală de astăzi. Luna martie s-a terminat, Bitcoin a încheiat foarte bine ultima lună și asta deși la începutul lunii martie mulți erau destul de bearish, se așteptau la o mărire de dobândă foarte agresivă, se așteptau la o corecție pe Bitcoin, dar și pe indicele S&P 500. Dar cu toate astea, Bitcoin arată foarte bine, vedem și indicele de fear and greed pe zona de cripto că este peste 60, este la 61 în zona de greed. Și da, ultimele zile au fost peste 60, vedem că ultima săptămână a fost peste 64, iar în ceea ce privește luna aprilie, mult se așteaptă să fie o lună bună, pentru că în trecut luna aprilie a fost o lună foarte ok pentru piața cripto. Deși Bitcoin încă se menține peste 28.000 de dolari, avem o primă știre foarte interesantă, aflăm că Guvernul Statelor Unite totuși a făcut o vânzare destul de mare de Bitcoin în ultima lună, în luna martie. Am discutat despre acest subiect în martie, am discutat că la un moment dat Guvernul American a transferat pe Coinbase o sumă destul de mare de Bitcoin. Ei bine, aflăm că pe 14 martie 2023 Guvernul American a vândut 9861 de Bitcoin de BTC pentru suma de 215 milioane de dolari. Aceste informații rez din anumite documente care au fost depuse pe 31 martie și de asemenea trebuie menționat că Guvernul American mai are totuși o cantitate foarte mare de Bitcoin, Bitcoin care au fost la un moment dat confiscați în scandalul în care era implicat marketplace-ul Silk Road. Acolo Guvernul American a confiscat peste 50.000 de Bitcoin. Da, se pare că acești Bitcoin vor fi vânduți în acest an, până la sfârșitul lui 2023. Guvernul American va vinde întreaga cantitate de monede Bitcoin, dar trebuie subliniat că Guvernul American are mult mai mulți Bitcoin de atât. În orice caz, în acest proces, Guvernul American mai deține aproximativ 41.000 de Bitcoin și din ce se aude, va vinde întreaga cantitate, o va lichida undeva până la sfârșitul anului. Aici se crede că va încerca să vândă monedele în 4 tranșe, deci tot tranzacții de aproximativ 10.000 de Bitcoin, tocmai pentru a nu avea un impact foarte mare asupra pieței cripto. O propunere interesantă în acest caz vine din partea lui Justin Sun, care este fondatorul proiectului Tron, de asemenea este unul din cei care conduc exchange-ul Huobi și acesta vine cu o ofertă interesantă pentru guvernul american, oferă să cumpere întreaga sumă de monede Bitcoin, dar la un discount de 10% și asta printr-o tranzacție over the counter, adică practic prețul monedei Bitcoin nu va fi impactat de această achiziție, iar prin această propunere Justin Sun încearcă să protejeze prețul monedei Bitcoin, mai ales că guvernul american încearcă să vândă Bitcoin în valoare de peste 1,2 miliarde de dolari, în timp ce Justin Sun ar putea cumpăra Bitcoin în aceste condiții la o reducere de 10%. Mergem la următoarea știre și aflăm că Italia este prima țară care se pare că blochează sau banează ChatGPT, asta după ce ChatGPT a suferit pe 20 martie un data breach, unde se pare că au fost pierdute sau au fost expuse datele utilizatorilor, iar Italia se pare că are și alte suspiciuni de încălcare a legilor și da, a preferat să interzică ChatGPT momentan pe teritoriul țării sale. O acțiune care sunt curios dacă va fi urmată și de alte state sau de alte țări, pentru că dacă va fi așa, ar putea afecta puțin hype-ul care s-a creat pe zona de inteligență artificială. În continuare, mergem la o chestie foarte interesantă. Astăzi este 1 aprilie și practic se împlinesc 10 ani de când Bitcoin a atins pentru prima dată prețul de 100 de dolari. Suntem pe TradingView, suntem pe perechea Bitcoin cu USA Dollar. Iar dacă mergem pe 1 aprilie, cred că 1 aprilie este undeva în această zonă, dar această lumânare ar fi 1 aprilie, vedem că în ziua respectivă Bitcoin a atins pentru prima dată prețul de 100 de dolari, a avut un preț maxim de aproximativ 105 dolari. O zi istorică pentru moneda lui Satoshi Nakamoto, care apoi a avut o explozie, vedem că în doar câteva zile a mers până la 266 de dolari și mi se pare foarte impresionant când te gândești că în 2013 această monedă atingea un preț de 266 de dolari și era un preț impresionant, iar în 2021 a atins un preț de aproape 70.000 de dolari.
Iar viitorul arată și mai bine pentru că sunt informații că în 2023 Bitcoin s-ar pregăti să facă trecerea la protocolul Proof of Stake, un lucru similar cu ce a făcut Ethereum în 2022, asta undeva în luna septembrie, când a trecut la protocolul Proof of Stake, un nou protocol care consumă mult mai puțină energie electrică, deci ar fi mult mai eco-friendly și am vedea astfel o adopție mult mai mare pentru Bitcoin și un preț poate chiar de $1,000,000 în următorul bull run. Mergem la următoarea știre, unde vedem cum domeniul de inteligență artificială poate ajuta spațiul blockchain. Vedem că OKX, exchange-ul care are un volum foarte mare în ultima perioadă, este de obicei foarte aproape de Binance în ceea ce privește volumul, observăm că va apela la tehnologia de inteligență artificială pentru a monitoriza volatilitatea pieței. Iar în acest articol de pe Crypto News aflăm că cei de la OKX au introdus un sistem inovativ de inteligență artificială care a fost dezvoltat de compania Endotech.io și are ca rol monitorizarea și gestionarea volatilității în spațiul cripto. Și da, mi se pare un lucru foarte interesant, pun pariu că vom vedea acest sistem sau un sistem similar și la alte exchange-uri din piața cripto și vedem cum tehnologia de AI este acum folosită și pentru a ajuta la dezvoltarea spațiului blockchain. De asemenea, o altă știre interesantă despre un exchange foarte popular în America vine din partea celor de la Bitrex. Bitrex este un exchange foarte vechi în această industrie și se pare că acesta a decis să iasă de pe piața din Statele Unite, asta după ce a văzut războiul pe care atât SEC-ul, dar și guvernul american îl poartă cu alte exchange-uri precum Binance, Kraken sau Coinbase. Și pot zice că este un subiect care a mai fost menționat aici pe canal, vorbeam de faptul că da, s-ar putea să vedem anumite exchange-uri care vor ieși de pe piața din Statele Unite. Nu este cea mai atractivă piață, mai ales vedem că în 2023 se încearcă o reglementare foarte agresivă a acestei industrii și vedem deja primele exchange-uri care, da, au ajuns la această concluzie, nu este profitabil să rămâi în Statele Unite și sunt alte piețe mult mai atractive, mai ales în acest bear market. Înainte de final, vedem Bitcoin la un preț de $68,435 și bineînțeles, aceasta este o păcăleală, probabil v-ați dat seama, dar mai avem încă o păcăleală și asta pentru că majoritatea dintre voi probabil v-ați dat seama că Bitcoin nu poate trece la protocolul Proof of Stake, Bitcoin va rămâne întotdeauna la protocolul său Proof of Work, iar pentru acest fake news doar am modificat titlul unei postări de pe Cointelegraph accesând codul sursă al paginii și da, deci nu este nimic adevărat. Înainte de final, sunt curios dacă voi v-ați prins de această păcăleală și de asemenea, dacă aveți idei de alte păcălele amuzante sau chestii amuzante despre această industrie, mai ales că astăzi este 1 aprilie. Și nu uitați să intrați pe canalul de Telegram dacă vreți să vedeți alte știri interesante. Vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, eu am fost Tsunami, iar noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!